la fel ca un gen de muzică care este de felul lui de multe ori ignorat, de multe ori lăsat într-o lojă, dar loja aia, anume ea îl face mai special. Anume ea face genul ăsta de muzică să fie, așa cum ziceam, un gen de lojă și un gen de lojă frumoasă și specială. Este vorba de jazz. Este vorba de jazz și în contextul ăsta și în ideea asta cheamă alături de mine pe Valeriu Culea, Silvia Legro și Victoria Peștelean acum alături de mine. Și aici un eveniment, și aici vorbim despre un eveniment. Bună dimineața, vă spun. Din nou ați mai fost la noi și veți mai veni. Bună dimineața. Salutare. Salut. Acolo e drumul nostru, pe aici. E calea cea dreaptă, iată, exact așa. Așa. Mergem tot în place. Așadar, am făcut o mini descriere a genului. Eu vreau să mă ajutați să o completez. Deci ziceam că este un gen de lojă, un gen muzical de lojă, un gen muzical cumva, știți cum se spune la radio, un post de nișă. Exact așa este și jazzul cumva, un gen de nișă, o nișă specială cumva. Adică. Nișă pe care data trecută, când ați fost tot aici în platou, ați definit-o ca muzică pentru oameni inteligenți. Cred că așa ați spus. De atunci eu vă citez, apropo, de fiecare dată când dau să compar genurile. În genere, despre jazz așa se zice că este o muzică pentru oameni un pic mai inteligenți. De fapt, toți oamenii sunt inteligenți. Dar oricum, există așa o latură. Care sunt inteligenți sunt, care nu sunt, oricum ei nu sunt. V-ați simțit că ați mințit sau nu? N-am Nu, da? Ok, bine. Silvia, tu ai fost data trecută, în schimb, Victoria nu a fost data trecută. Da. Victoria, de data trecută și până acum s-au schimbat niște chestii aparent, ai apărut un peisaj, nu ai apărut un peisaj, ai perpetuat activitatea și existența în peisajul jazz. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Când a început lucrul ăsta să se întâmple? Ne-am cunoscut cu Valeriu cu vreun an în urmă, aproximativ, și, nu știu, n-am început deodată colaborarea sau cântasem noi așa, dar ne mai jucam, ne mai alentam. Eu atunci am simțit. Da, și de când ne-am cunoscut, Valeriu mi-a propus, hai să facem ceva împreună, și atât am ajuns la 3 ediții să cânt cu ei. Uite, când vorbeam mai devreme de, și asta, întrebarea se verifică la toată lumea, când vorbeam mai devreme de poezie, ziceam că nu e suficient să ai voce și nu e suficient să ai un timbru vocal plăcut, e nevoie să ai, și o bucată de simțire. O simțire, o capacitate de a simpatiza cu muzica, de a simpatiza cu sentimentul pe care îl are. Da. Și vreau siguranță, să știu, dacă nu simți ce cânt, ce puțin în cazul meu, nu poți cânta piesa aia foarte bine. Care atmosfera pe care ți-o imaginezi și care ție ți apare în minte în momentul în care te lași așa pe unda jazzului? De fapt, în cazul meu, deci nu poți determina de fiecare dată când cânti ce vei simți, deci depinde de moment. Aha. Și câteodată poți să capeți atâta energie în timp ce cânti că poți să și exagerezi un pic, dar asta nu-i din dorința de a exagera, e pur și simplu un sentiment care te umple. Pentru că actorii când ies în scenă, de multe ori, au diverse tactici, una din ele fiind, deci efectiv să-și imagineze scena, după care să încerce să se plieze pe caracterul ei. Tocmai de aceea mă întrebam dacă jazzul din start trebuie să facă trimitere la o imagine deja formată, sau trăiești pe măsură ce cânti. Și ori dacă se înțelege lucrul ăsta, iată bună oară la noi, este perceput așa cum trebuie jazzul? Cred că fiecare percepe în modul său, dar deja faptul că este perceput e un pas acum, important. Acum oricum e perceput, da? Da. Ah, bine. De acum la cămin și eu percepeam o manea de pe la etajul 2. Nu înseamnă că o apreciam, că o iubeam, dar o percepeam. Mă durea percepția aia, dar... Da, acum hai să reformulez atunci. Este solicitat jazzul la noi? Eu aș spune că da. Cred că trebuie să, în primul rând, să ajungă informația asta la public, că se face jazz și unde se face și că se face ceva de calitate. În momentul în care faci jazz și nu află nimeni de asta, e cam puțin mai greu să spui că este public pentru jazz sau nu. Din câte am văzut noi, la concertele interioare, este public pentru jazz. Cumva o creștere progresivă a numărului de oameni? Cel puțin așa am văzut la partea, la ediția a doua, a fost mai multă lume ca la ediția, ca la prima ediție. Eu tot timpul la întrebarea asta răspund altfel. Publicul nu are nicio vină. Publicul nu are nicio vină.
Doar că orice gen de muzică trebuie segmentat. Trebuie să fie loc pentru muzică clasică, trebuie să fie loc pentru muzică jazz, trebuie să fie loc pentru muzică ușoară, trebuie să fie loc pentru muzica folclorică. Nu putem face așa o, nu știu, un fel de mâncare. În cazul ăsta, genul de muzică nu se comportă ca niște companii care încearcă să atragă clienți una de la cealaltă? Marketing muzical, nu? Oricum trebuie să fie, lucrurile trebuie selectate neapărat. Dacă vorbim de jazz, că este mai aproape pentru noi, în cazul nostru, public este. Publicul doar trebuie hrănit. Periodic trebuie să-i dai... Deci nu există om pe care poți să-l convertești la jazz, există om care îi place jazzul, dar încă nu afla ce e jazz adevărat. Încă ceva. Au fost și așa cazuri, îți amintește când am cântat noi împreună, lumea spunea și venea și ne spunea, a, asta e jazz, îmi place jazz, îți amintește. Bine, mai este și așa, dar... deci... nu e neapărat să fii mare jazzman ca să vii să asculti un concert jazz. Lumea cam așa percepe. Poate la noi, nu toată lumea. Trebuie să ai o inteligență și tu mergi din inteligența ta și asculti un concert. A doua zi poți să mergi la Podcoava de Aur, a treia zi poți să mergi la un concert de muzică clasică. Trebuie să ai o inteligență așa, 100%, cât de cât, ca să-ți... intelectul tău să-ți permită să mergi acolo, acolo și acolo. Nu trebuie să mergi numai la jazz sau numai la... Că se mai selectează mai în gust, asta este altceva, un public mai special pentru jazz. Dar în linii generale nu trebuie să ai, trebuie să cunoști tu tot ce se cântă acolo, toate pasajele, că dacă nu le cunoști, nu mergi acolo. În primul rând trebuie să existe o inteligență, o educație. Ziceam, Valeriu, despre faptul că mulți se minunează când aud de fapt ceea ce înseamnă. Asta e clar, eu credeam că e cu totul altceva. Se întâmplă lucrul ăsta și la muzica rock, pe care eu ascult și numai când îmi spun ce ascult, ascult rock. Vin cu cruce aproape la mine, știi? Nu, pentru că sunt multe feluri de rock. Exact. Și în contextul ăsta vreau să întreb generația... Ok, generația tânără. Mai tânără. Totuși generația tânără. Dar acum, pe bune, cum... Există stereotipuri când vine vorba de... De mediul tău de prieteni, gen. Când vine vorba de jazz. Jazz, cafenea, seara, ok. Saxofon, gata. Păi, da, sunt de acord, e un stereotip, nu... Nu e ceva... L-ai regăsit pentru opiniile din anturajul tău? Nu. Nu, lumea vede prea vorba complicat... Vorba, cine se aseamănă să adună, știți, ai luat doar oameni perspicați. Lumea vede prea complicat stilul ăsta și curentul ăsta. Eu însă îl cred destul de simplu și, nu știu, cred că mi se dă destul de ușor. Nu știu, dar vreau să spun că generația mai tânără, mai nouă, apreciază jazz-ul. Chiar și în instituția unde învăț eu, colegii mei foarte mult ascultă jazz, ascultă ceva mai diferit și nu ascultă toate banalitățile care există astăzi, nu știu. Ce ar fi banal? Cum definim noi banalitatea? Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să menționez. Pe cineva oricum trebuie să superi. Nu ai cum să schimbi ceva fără să superi pe cineva. Așa că zi, ce înseamnă banalitate? Bine, pentru mine... banalitate sau e muzica fără sens, muzica pur și simplu cântată pentru făcută pentru like-uri, pentru vizualizări. Dorul pentru... de a cânta. Dorul de a cânta. Nici nu pot numi asta cântare. E doar dezbrăcat și tot felul de... Știi, muzica are o mare problemă. Muzica ar trebui să aibă miros. Atunci mulți n-ar mai cânta. Dacă ar mirosi. Și gust, așa, ca mănânci ceva din bucate. Deci lumea n-ar mai cânta, ori publicul ar avea intoxicație permanent. Adică cel care ascultă să aibă așa senzație, miroase frumos asta sau nu. Muzica are niște lipsuri, într-un fel. Bun, acum haideți să facem, trecem în revista, planurilor din viitor apropiat. Pentru că avem un eveniment, așa cum ziceam chiar la începutul interviului. Da. Deci este vorba de... Jazz în Chișinău. Așa. Când, unde, cum? Putem zice lucrul ăsta.
deci, localul nu, dar regiunea, centru botanic. Regiunea centru este ediția 3 a concertului Jazz în Chișinău, miercuri 16 decembrie, ora 18. Da, cu genericul între lumină și întuneric. Da. Aha, frumos, un rol transcendental și-a asumat jazz-ul între lumină și întuneric. Noi acum o să vedem un fel de demo, un fel de teasing, nu așa spun, să fie teaser, la ceea ce se va întâmpla pe 16 decembrie, un colaj, un material, video, da? Și audio în egală măsură, despre ceea ce înseamnă jazz, despre ceea ce a mai fost la concertele jazz. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumim, pentru discurs, mulțumim, pentru clarificări conceptuale și vă mai aștept în același scop aici la Bună Dimineața de Weekend. Ne-am înțeles? Vă mulțumim. Mulțumim. Perfect, deci 16 decembrie, da? Gata, am înțeles. Do what I got, I got, down, 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 down